De ce n-ați anunțat mai devreme că a murit? Păi de unde să știu? N-ați știut? Păi de unde să știu că gata, a închis ochii. Au trecut câteva ore până când Doina Răducan a aflat că i-a murit soțul, chiar dacă se afla în aceeași încăpere cu el. O vecină care i-a vizitat a fost șocată să afle că în apartamente zăcea fără suflare Gheorghe Răducan. El muri, cred că de multe, bă, câteva ore, practic. 12, de-aia dormea și abia tălcăl și nu văzut că e venit o fată după aici pe scară și a prins aia lumânarea. Deci... Făcut să paralizie, trebuia să ia pastile. Și el bea coniac, îi dădea coniac, îi dădea bere, bea câte un bax de bere la zi. Gheorghe Răducan avea 64 de ani și era grav bolnav. Din acest motiv, vecinii i-au adus preotul la căpătâi în dimineața zilei în care a murit. Eu îl lăsai în viață. Îl lăsa în viață și pe urmă ea pe ea m-ai văzut, i-a auzit că pe zi mă ieși pe afară, eu eram acolo și s-a dus acolo și a prins o lumânare. Pusă candela, puteți zic de ce a prins candela acolo? Nu putea să o aprindă aceea când mare bărbasul. Și oamenii și păi dacă ei băută tuța. Evenimentul a strâns câțiva curioși la fața locului. În scurt timp și-a făcut apariția și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Verdictul a confirmat presupunerile vecinilor. Gheorghe Răducan era mort de mai multe ore, iar soția lui era prea beată pentru a-și da seama. Persoana a fost într-adevăr găsită decedată de câteva ore, urme vizibile de moarte irreversibilă sau... îndeplinit procedurile legale, de aici încolo va fi preluat de medicina legală pentru necropsie. Cazul a ajuns și în atenția poliției, care va cerceta acum împrejurările în care a murit târgujeanul în vârstă de 64 de ani. În această seară, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 de o tânără în vârstă de 18 ani din Târgu Jiu cu privire la faptul că vecinul său în vârstă de 64 de ani a fost găsit decedat în locuință. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, din primele cercetări efectuate, rezultând faptul că bărbatul respectiv era cunoscut cu afecțiuni medicale. Nu există suspiciuni în ceea ce privește decesul, cadavrul fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.